Salut! Sunt Cobalt pentru 3D1 Escape și astăzi ne uităm la AMX Assault Rifle. Care sunt statisticile, care este cel mai bun build și de ce probabil este cel mai bun assault rifle din joc. Pe lângă asta avem și un super match alături de Rookie, Lume și Rats, unde am testat arma și am scos și un win. Dacă vă place genul ăsta de conținut, like, share, subscribe, suntem la început și suportul vostru ne ajută foarte mult. Vom reveni și cu alte videouri detaliate despre loadouts, ce arme folosim, cum arată meta-ul și bineînțeles, match-uri faine. Să începem! În sezonul 6, toată lumea folosește kill-ul. Și pe bună dreptate. Arma este precisă, cu un recoil decent, iar damage-ul și time to kill sunt foarte competitive. Cumva, pentru că toată lumea folosește arma asta, AMX-ul a trecut pe sub radar. Deși nu cred că va rămâne așa pentru foarte mult timp. Nu este la fel de ușor de folosit precum kill-ul, dar dacă te obișnuiești cu recoil-ul și cu un fire rate un pic mai mic, vei domina. Hai să ne uităm la statistici comparându-le cu Kilo. AMX-ul are un rate of fire mai mic decât Kilo, 630 RPM vs 751 la Kilo, dar diferența de damage este extrem de mare, 42 la piept AMX vs 28 Kilo, 35 la stomac AMX vs 28 Kilo. Restul statisticilor, movement, ADS, etc. sunt asemănătoare și nu merită să insistăm pe ele. Singurul lucru care este în evidență este bullet velocity, care este un pic mai mic la AMX, 587 față de kilo, unde este 720. Ce înseamnă statisticile astea? Păi, varianta simplificată este că kilo va trage mai rapid și va fi mai ușor să nimerești inamici la distanțe mai mari, pentru că are un bullet velocity mai mare, iar AMX-ul va fi un pic mai dificil de folosit la distanțele mari, dar dacă nimerești inamicii, vei face un kill mult mai rapid. Hai să trecem la time to kill. În stânga este time to kill în secunde și jos avem distanța în metri, kilo este portocaliu și AMX este cu move. AMX-ul depășește kilo cam în toate scenariile, iar până în 40 de metri, time to kill-ul este mai aproape de SMG-uri ca MP5 și MP7 decât de restul assault rifles. Eu de ceva timp am trecut pe AMX și sincer îmi este foarte greu să revin la altceva. După ce facem un review la o armă, ne place să-i dăm și o notă și să o introducem într-unul dintre 5 tiruri. Tirurile pe care le folosim sunt meta, armele pe care le folosești în turnee și pe care o să le întâlnești constant în Warzone, top, armele care sunt extrem de bune, dar nu sunt chiar meta, viabil, arme bune, dar care au anumite minusuri sau sunt dificil de folosit, mediocru, decente în mâinile unui jucător preceput, dar de obicei vei fi în dezavantaj, și cartof, armele foarte slabe, unde mai bine rămâi cu pistolul. AMX-ul intră clar în meta. Deși este mai dificil de folosit și are doar 45 de gloanțe, damage-ul și versatilitatea armei o propulsează în lista armelor noastre favorite. Și hai să ne uităm și la atașamente și la build-ul pe care îl folosim. Monolithic Suppressor pentru un increase de 10% la range, 15% bullet velocity și pentru a nu apărea pe minimap. Cel mai lung barrel, Zodiac, increase de 32% la range, 42% bullet velocity și o scădere a recoil-ului. Ranger Foregrip pentru a scădea și mai mult recoil, 45 rounds. Când vine vorba de optic, ce vă place? Eu folosesc Holo pentru că am deblocat Blue Dot, dar puteți folosi VLK sau orice altceva. Dacă simțiți că nu aveți nevoie de optic, puteți renunța și adăuga un TAC Laser. Cam atât pentru astăzi, nu uitați că ne găsiți și pe Twitch, pe canalul 321 Escape, unde fratele Derek este live în fiecare luni, miercuri, vineri și duminică, iar pe mine mă găsiți pe Facebook, la pagina 321 Escape. Eu am fost Cobalt, vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Încerc să-i flanchez. Scot un pic capul, eu nu știu unde sunt. Sunt sus pe clădire acolo. La verde și la albastru. Aha, oh, yo, yo, ăla e sniper. I-am dat down de 3 euro la până acum. Da, nu, mirosesc toate plăcutele tactic. Poți să-l mai ții un pic engaged acolo pe băieții? Da, sunt tot acolo. Nu mai am plăcuțe, mă rog să-mi cumpăr, că nu mai am. Mai trag eu la mișto așa. Rămâi, da, rămâi singur, Ovidiu, mult mi-a plăcut. Nu-i nimic. Sunt chiloți. Fac un pic de gălăgie. Da, ăla se uită pe mine. Dacă pot face la Cristi. Da, mă omoră pe unul. Oh, GG. Da, nu se mai uită pe mine. Amă. Doi? Doi. Oh, putem ieși. Doi, dar mă, trebuie să mă retrag. Erau full squad de 4. Mai e unul, mai e unul. Poți mai fi 2, da. E fix lângă tine la 10. La mine full team. Păi aia sunt alții.
O să încerc să urc pe scările eu. Încă unul mort? Bun, ce? Urc pe scări acum. Oh. Nu știu, mai e încă unul, dâns. Mai e unul sus de tot. Știi unde? În vârful 3 stationerului, penultimul nivel. Da, pe e vârful ăla, mosul, un balcon sub el și pe urmă imediat încă unul mai jos. Altfel n-am cum să-ți descriu. Ok. Numărul știu de la vârf, două nivele mai jos. Uite. Eliminated. Bună seara, Lucian. L-ați omorât pe ăla? Poți să vin? Nu, era unul cu parașut. Sunteți eu ăla? Să ce eu de sănătate. Ce așa? Nu-l văd. Nu-l văd în parașuta. Niciun. L-am omorât pe ăla cu parașuta. Sau altul? Păi trebuie să mai fiu un multiplayer. Mă pun pe mute. Te anunțăm, da. Și dați-vă un semn, da? Avem bani să... Are cineva cu lanțele sniper? Mă pun pe canal și mă tragi după canalul ăsta. Da. Hai spre baie, o lasă... Ovidiu, ai cu lanțele sniper, te rog? Sniper, da. Am eu munition box. Gata, mea. Hai spre bai. Hai să dăm și rășul în lume. Sunt oameni fix aici în față. Away. Fuck me, like. Așa a zis, why? Away, fuck me. Îți dau plăcuțe, Cristi? Nu. Uitați, văd bă restul, că trebuie să mai fie, probabil. Văd o parașută, da? Da, sunt toți acolo. A, mă, ce dracu am cu sniperul ăsta aici? Ui! Din stânga, din spatele nostru. Dar nu știu exact. Marchează-l dacă e. Păi nu l-am văzut, doar mi-am luat. E fața noastră aici. Și-au luat stun amândoi. Nu-i văd încă. Da, și-a luat. Mort unul, mai unul. Unde, știi? În autobuz. Așa mă, băieți. Zona. Hai să dăm baie lui lume. Duceți-vă unul cu bani. Mă duc să iau contractul să... Mă duc. Eu n-am bani, am 200, ce vorbesc eu? Eu am 200. Nu vede, dai tot, te rog. Unde e mizeria? Lume. Thank you. Cristi, ce-i chiar un ammo box? Da. Faci un postul de bine? De acolo din ce ați lootat? Nu cred, nu? Nu, că a venit zona. Hai jos. A venit zona unde am omorât pe aia numai. Să dau jos în ammo box. Mersi. Lume, stai așa că mai iau un loadout. Unde-i căcatul ăla? La. Dați-mi și mie un areu să-mi iau glanțele, măcar. Nu am areu, am SMG. Dar îți dau eu gulanțe. Am full de gulanțe. Nu, gata. Lume. Gata, nu mai am nevoie. Ok. Oh, mă șur ghost-ul că nu mai am. Pe unde? Încercăm să mergem spre zonă? Pe unde? Pe unde, da, merge pe zonă, trebuie să luăm asta. Bine, ar trebui să luăm pe margine. Ce mi-a dat și l-am văzut și am putut să-l marchez din stânga, din clădire, dacă... Mersi. În clădirea... O să mar... Nu lângă noi, în față, cum uiți, stai așa. Trebuie să nu-mi iau kill, sincer, să-l marchez unde... Trebuie să-l împuș pe acolo, pe unde... Iar, îmi pune incredibil. Da, am pus pinul unde e ăla. La mor. Vine zona. Mulțumesc, Cristache, trebuie să plecăm puțin prin dreapta, că ne vede. Sunt în fața mea, 110. Da, sunt fix lângă tine, Alex. Ovidiu, hai prin casă și când ieșim în stânga să ne batem. Da. Bă, da. E
ammo down. Dă-le grenade la băiețelea cu scutul. Ea cu grenade, confirm. Și mai e unul singur, gata, ăla a fost. GG, vine zona, vine zona. Fugit! Napoc, 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 napoc. Bă, dă-te, bă, dă-te, bă. Buy station, nu mai avem, nu? E tot mai în zonă. Ce alegi mai repede, cu shotgun sau cu kilo? De, cred că cu shotgun. Depinde de shotgun. De. Ah. Asta e în zonă. Sunt oameni în casă. Opa. 19 metri, 12 metri. Sus? Nu știu, da, cred că sus. Baște pe stac? Da. 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 40 de metri cred că au sărit. Aici nu-i nimeni, nimeni. Zona! Uuuu! Neee! 40 de metri, deci cred că au sărit, sărit în altă casă. Gas is closing. Get to the new safe zone. Trei cutii? Da. Aștia sunt în polis aici în față. Hai să mai intrăm și noi ușor. E vreun bai pe aici? Da, 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 și mie banii, banii tăi. Încerc să-ți dau rezo, Alex, când se strânge zona. Sus pe clădire la mob. Cel puțin un om. A venit la mine, a venit la mine. Fix la mine, lângă mine, unde am murit eu acum. E un băiat. Wipe? Victura mamii lui. Bă, ce nu l-am văzut pe la avion. Lume, hai cu mine, poate reușim să dăm acum două rezuri. Bat în față și sunt oameni fix de aici, pe wipe. Bravo. Ăla pleacă. Ăla pleacă, nu cred că stă. Nimic pe heartbeat. Ce rasă. Am să iau și un, am să iau și un loadout. Care o să-l arunc undeva aici în față. Sorry că n-am avut timp să așez cum trebuie. Vă las go, sunt oameni sus pe clădire și oameni în dreapta. Oh, 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 what the fuck. Sus pe clădire și sus în dreapta, n-am. Are cineva muniție de SMG sau sniper și nu folosește? De SMG... SMG și sniper full. Mersi. Bun, deci sunt aia, sunt trei, plăcuți, e full squad acolo. Hai să nu stăm toți unul lângă altul. Down. Am dat precision, s-ar putea să mor. A, mă, nu? Pe bună? Ce e făcut? Trebuie să ne mișcăm. Și trebuie să ne mișcăm pe aici. Cristi, tu mai ai plăci cumva? Mai am câteva plăci. Da, și eu am lăsat două de jos. Sunt oameni în față, fix la marginea zonei. Te-ți plătesc? Ei, nu, îi plătesc tot. Eliminate de ăla. Da, mai e unul. Mai e unul mai în față, da. Pe aici. Exact. E pe la piatră. Și sniper în față. Încerc să țin sniperul. Vedeți cum pușească, mai e unul viață, e unul viață ăla.
În fața ta e lumea ăla. Și a trebuit să fie chiloți. Păi să mă rămas, dacă îl văd de pe aici, pe la pietre, nu? Și sunt oameni, sunt oameni acolo. I-am dat de-o, le-am dat de-o la aia. Aici. A, uite aici armor box în spatele vostru. Lume. A ieșit ce aruncat. Ovidiu. Guys, concentrați-vă la asta, lasă. Sunteți toți trei acolo. Dacă vedeți, marcați. E fix aici. Spart armura lui ăla, care l-a marcat. Mamă, dar nu mai am cover. Unul spart armura. Down, mort. Ge. A ieșit, a ieșit și pleacă. Spart armura și lula. A sărit în jos. Ăla-i. A sărit, a sărit. Nu, mi. A zis, I didn't even see it. GG.